Un medician în vârstă de 30 de ani a fost depistat la volan după ce a consumat cannabis. Bărbatul a fost oprit în trafic pe strada Avram Iancu din cartierul Moșnei. Acesta a fost testat cu aparatul drug test, iar rezultatul a indicat că cel aflat la volan a consumat anterior o substanță psihoactivă. Pe numele conducătorului auto a fost deschis un dosar de cercetare penală. Polițiștii biroului rutier Mediaș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Avram Iancu de către un localnic în vârstă de 30 de ani. Testarea șoferului cu aparatul drug test a indicat un rezultat pozitiv la o substanță psihoactivă, medieșeanul fiind însoțit la unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii prezenței substanței în organism. În cauză, la nivelul biroului rutier Mediaș, s-au întocmit actele în vederea efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș.